Mașinile care transportau biscuiții au rămas înzăpezite pe drumul spre Severin. La școala 2 sau la liceul de artă Ioan Ștefan Paulian, peste 1100 de elevi nu au primit astăzi cornul sau laptele. Copiii au înlocuit gustarea oferită prin programul guvernamental cu produse de patiserie sau fast food. N-a venit lapte și cornul și mi-a luat niște cartofi prăjiți. Un corn cu gem de la patiseria de aici. Explicația pentru lipsa produselor este simplă, vremea nefavorabilă. Sunt 352 de copii care așteptau laptele și cornul, dar ni s-a promis că luni se va primi și porția care trebuia să vină astăzi. Merele au ajuns astăzi, nu au ajuns laptele și eugeniile, nu au ajuns la noi datorită condițiilor meteorologice nefavorabile. În județul Mehedinți, 20.000 de elevi beneficiază de programul guvernamental Laptele și Cornul. Reprezentanții firmei de distribuire susțin că mașina care aducea 5.000 de eugenii a rămas înzăpezită pe drumul dintre Bacău și Turnu Severin. Laptele a ajuns în unitățile de învățământ, însă programul nu putea fi realizat pe jumătate.